Excelența voastră, Cardinal Leonardo Sandri, prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale, Excelența Monseñor Miquel Mauri Buendía, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova, Excelența voastră, Petru Gherghel, Episcop al Diecezei de Iași, Excelența voastră, Aurel Percă, Episcop auxiliar al Diecezei de Iași, drag Părinte Antoci, Sfințiile voastre, dragi confrați, Sfinția voastră, Părinte Cernat Irinel, paroh al comunității Opuse din Cucuieț. Thank you.
ce ne strângem și ei ne închinăm, Hristos ne e rege oricât de urmăm. Prin Sfânta sa cruce Hristos ne conduce și crucea de-o vom prețui. Rege cu el vom domni și rău.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Grazia Domini nostri Iesu Christi et Caritas Dei et Communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Et cum Spiritu tuo. Exultantes fratres dilectissimi, huc convenimus ad novam ecclesiam, sacrificii dominici celebratione dedicandam, is sacris ritibus pia atsimus devozione, verbum Dei audientes cum fide, ut communitas nostra, ex uno baptismatis fonte renata, atque ead immensa nutrita, in templum spiritale crescat, et superno proveatur amore ad unum altare congregata. Eminența voastră, excelențele voastre, sfințiile voastre, stimate autorități, iubiți credincioși, comunitatea catolică din Cucuieți apare în statisticile catolice abia în anul 1892, fiind atunci 16 familii, un total de 76 de credincioși. Vechea biserică din Cucuieți, cu hramul înălțarea Sfintei Cruci, a fost construită în perioada interbelică, fiind sfințită pe 17 septembrie 1926. Comunitatea catolică din Cucuieți a fost filială a parohiei Pustiana până în anul 2000, când a fost transferată parohiei Tărâța, nou înființată în acel an, fiind numit paroh Părintele Ciceu Valentin. În prezent, comunitatea catolică este formată din 38 de familii, având 96 de credincioși, întrucât vechea biserică nu mai putea oferi siguranță în timpul celebrărilor liturgice și nicio renovare nu era posibilă, s-au început demersurile pentru o nouă biserică. Acest lucru a fost imposibil pentru câțiva ani din lipsă de fonduri. Dar imposibilul a devenit posibil, Dumnezeu a făcut o minune, prin angajamentul și disponibilitatea totală în susținerea financiară a proiectului din partea părintelui dr. Antoș Iosif, care activează în prezent în Austria. După realizarea documentației și obținerea autorizațiilor, în luna aprilie anului 2016 au început lucrările de demolare ale vechii biserici din Cucuieți și lucrările de construcție ale unei noi biserici, lucrări finalizate 5 luni mai târziu, la sfârșitul lui august 2016. Noua biserică are o lungime de 16 metri și o lățime de 8 metri. Proiectant al lucrării a fost domnul inginer Volteanu Sergiu de la societatea Base Project din Roman, iar lucrările de executare au fost efectuate de societatea Robu Construct din Roman, reprezentată fiind de domnul inginer Robu Valentin. Trăim astăzi o bucurie greu de exprimat în cuvinte. Biserica noastră din Cucuieți va fi sfințită. Este o încununare a tuturor sacrificiilor făcute de noi și de toți binefăcătorii noștri. Actuala biserică, cu hramul înălțarea Sfintei Cruci, nu este o operă de artă, nici de cum, dar este totuși o operă. Este opera iubirii lui Dumnezeu, o iubire pe care am simțit-o cu emoții tot mai mari, odată cu apropierea de final a lucrărilor. Astăzi, cu o bucurie nespusă, trăim această iubire milostivă a Domnului împreună cu Papa Francisc, care dorește să ajungă și în periferie, fiind reprezentat aici la Cucuieți de cardinalul Leonardo Sandri, căruia îi mulțumim pentru aceasta. Eminența voastră, cardinal Leonardo Sandri, excelențele voastre, vă rugăm a ne sfinți și binecuvânta pe noi și această nouă biserică să consacrați Sfânta Masă a altarului și împreună să aducem laudă lui Dumnezeu pentru lucrurile mari făcute în comunitatea noastră.
Ad domum fratres carissimi, solemni ritu dicantes, Dominum Deum nostrum supplices ex oremus, ut benedicere dignetur an creaturam aquae, qua nos aspergemur, in penitentiae signum, ac baptismi memoriam, et nobe abluentur parietes novunque altare, ipse autens Dominus nos sua adiu et gratia, ut dociles spiritui, quem accepimus in ecclesia sua maneamus fideles. Deus, perquem omnis creatura ad vite prodit lumen, tanta homines prosequeris dilectioni, ut eos non solum paterna alas cura, sed caritatis rore a peccatis clemente remundes, ut ad Christum caput constanter reducas. Misericordi enim consilio statuisti, ut qui in sacram descendissent undan peccatores, Christo con mortui in sontes resurgerent, eiusque membra fierent, atque eterni premi coeredes. Anc ergo creaturam aquae, tua benedictione santifica, ut in nos et tuius ecclesiae parietis aspersa, signum existat, ilius salutaris lavacri, quo in Christo abluti, templum spiritus tui sumus effecti. Nos autem, cum omnibus fratribus, qui in ac ecclesia divina celebravunt misteria, ad celestem Jerusalem pervenire concedas, per Christum Dominum nostrum. Amen. Stropește-mă, Doamne, cu
Non apre, non chiude. Adesso sopra. Adesso fa così. Boom, boom. E adesso aprire con la chiave. No. Lo faccio io. Beh, per me che la chiave rinunzio e mi inizia il corso. Adesso possiamo scendere per dire la preghiera. Prego la preghiera. Introit portas domini in confessione, atria eius in ibis. Sei tranco bucurie, casta domini, sal laudam, si sal rogam, pentru noi și pentru toți cei dragi ai noștri, pentru ca el să rămână mereu, în această biserică și cu poporul său, să mergem în pace la altarul Domnului. Formăm procesiunea pentru a intra în biserică, mai întâi va intra crucea, instanții, preoții, apoi episcopii, cardinalul, autoritățile, corul și tot poporul credincios. Thank you.
ricordiamo il Padre, anzi di corazioni sdono, e Spirito Santo, grazia, templum purifice, abitazioni sue, quod nos sumus. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Și-a întins mâinile spre cer și a zis,
Doamne Dumnezeule Israelului, nu este Dumnezeu ca tine, nici jos în ceruri, nici jos pe pământ. Tu ții alianța și îndurarea fatelor fiilor tăi, care umblă înaintea ta, din toată inima lor. Căci, într-adevăr, locuiește Dumnezeu pe pământ? Iată, cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă. Cu atât mai puțin, această casă pe care am construit-o. Întoarce-ți fața spre rugăciunea slujitorului tău și spre cererea lui. Doamne Dumnezeul meu, că s-a ascult strigătul și rugăciunea pe care ți-o adresează astăzi slujitorul tău. Să fie ochii tăi deschiși spre casa aceasta, noapte și zi, spre locul în care ai vis. Acolo va fi numele meu, ca să ascult rugăciunea pe care ți-o va adresa slujitorul tău în locul acesta. Ascultă cererea slujitorului tău și a poporului tău Israel când se vor ruga în locul acesta. Ascultă-ne să lași cuvinței tale, fiind cer. Ascultă și iată, cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu!
aceasta este voința Tatălui meu. Oricine îl vede pe Fiul și crede în El are viață veșnică. Iar eu le voi învia în ziua de pe urmă, spune Domnul. S-au apropiat de ele discipolii săi și deschizându-și gura îi învăța zicând: fericiți cei săraci în duh, pentru că lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și mințind vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri. Cuvântul Domnului. Eccellenza Reverendissima Monsignor Miguel Mauri Buendía, Nunzio Apostolico in Romania. Eccellentissimo Monsignor Gerger, Vescovo di Iasi, con il suo ausiliare Eccellentissimo Monsignor Berca. Reverendissimo Signor Parroco, illustre Sindaco di questo paese, di questa città, distinto rappresentante archimandrita della Chiesa Ortodossa Rumena, reverendi sacerdoti, religiosi, fratelli e sorelle nel Signore. Ringrazio il Signore per la possibilità di trovarmi in mezzo a voi a celebrare l'Eucaristia e presiedere il solenne rito di dedicazione di questa chiesa con il suo altare.
Nella liturgia dell'offertorio, quando presentiamo i doni del pane e del vino che diverranno il corpo e il sangue di Cristo, li definiamo frutto della terra, cioè dono di Dio e del lavoro dell'uomo. Oggi sentiamo particolarmente bella questa affermazione, perché davvero per l'edificazione di questo Tempio in tanti qui in Romania, come addirittura dall'Austria, con l'impegno del reverendissimo Antoci Joseph, hanno offerto la loro collaborazione, il loro contributo, e li vogliamo affidare al Signore perché faccia scendere su tutti loro la sua copiosa benedizione. Da uccidire traduce nei predici pe care cardinalul Leonardo Sande a pregătit-o pentru această sfântă liturghie. Excelență reverendissima, Monsignor Miguel Mauri Bondia, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova. Excelența voastră, Monsignor Petru Petre, episcop de Iași, cu episcopul auxiliar, Monsignor Aurel Perc, ucernice părinte Paru, distinse autorități, domnule primar, dragă reprezentantă în Bisericii Ortodoxe, cucernici preoți, dragi călugări și călugărițe, frați și surori Domnului. Mulțumesc Domnului pentru posibilitatea de a mă afla în mijlocul vostru, pentru a celebra Euharistia și pentru a prezida ritul solemn al consacrării acestei biserici cu altarul său. În liturgia ofertorului, când prezentăm darurile pâinii și ale vinului, care vor deveni trupul și sângele lui Hristos, le definim rod al pământului, adică dar al lui Dumnezeu și al muncii omului. Astăzi auzim această frumoasă afirmație într-un mod deosebit. Pentru că, într-adevăr, pentru construirea acestei biserici, din partea multora, aici în România și chiar din Austria, cu angajarea părintelui Antoci, și-au oferit colaborarea și contribuția lor și vrem să-i încredințăm Domnului pentru a revărsa asupra tuturor bogata sa binecuvântare. În pagina primei cărți a regilor, care a fost proclamată, am ascultat rugăciunea lui Solomon pentru sfințirea templului din Ierusalim. O mare rugăciune de cerere, în care regele cer ca Dumnezeu să-și îndrepte mereu privirea asupra acestei case și ca totdeauna să asculte și să ierte poporul său Israel, care se va aduna aici pentru a-L invoca. Chiar și popoarele din vechime celebrau rituri pentru ca un spațiu să devină sacru. Cu unele rugăciuni, sau cel puțin, vărsau pe piatră apă, unde lemn, vin sau sânge ale animalelor sacrificate. Așa cum și noi, peste puțin timp, vom stropi cu apă sfințită altarul, îl vom unge cu Sfânta Crismă, vom arde tămâie și, în sfârșit, ne vom hrăni din trupul și sângele Domnului, care vor fi consacrate pe acest altar. Există însă o mare noutate pe care tot Solomon ne ajută să o descoperim. El însuși, înainte de a zidi templul, amintește de promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o regelui David, tatăl său. Într-adevăr, după ce a fost proclamat rege la Ierusalim, el a voit să zidească o casă pentru Arca Alianței, un templu. Totuși, Domnul, deși apreciază acest gest, El a răspuns prin profet: nu tu îmi vei face o casă, templu, dar eu voi face pentru tine o casă, un neam, o posteritate. Primul care a rămas fidel, care s-a plecat asupra vieții omenirii, care a luat-o asupra sa, care a turnat ca samariteanul cel milostiv unde lemnul mângâierii și vinul bucuriei spirituale, este tocmai Domnul Iisus. Nu noi suntem cei care zidim biserica cu toată bunăvoința noastră, cu toată generozitatea noastră, chiar cu gesturile noastre de caritate și solidaritate. Dar este totdeauna și înainte de toate Domnul care zidește biserica sa, mireasa sa. El a trimis între noi pe Fiul Său, pe care oamenii l-au aruncat ca pe o piatră disprețuită de zidari, dar pe care Tatăl, în înviere, a transformat-o în piatra din capul unghiului, pe care se ridică casa făcută din pietre vii. În calitate de creștini,
astăzi noi suntem chemați să nu fim spectatori ai unui ritual, oricât de solemn și sugestiv ar fi, dar să participăm în rugăciune la gesturile pe care le oferim lui Dumnezeu și astfel să devenim pietre vii ale acestei biserici. Fiecare dintre noi a fost deja scufundat în apa botezului, a fost eliberat de păcatul strămoșesc, a fost uns cu un de lemn, se hrănește cu Hristos. În celebrările solemne, să ne amintim bine, chiar și credincioșii sunt dăruiați pentru a cinsti ființa lor de fii ai lui Dumnezeu și temple ale Duhului Sfânt. Așadar, spațiul sacru al unei biserici în care suntem adunați pentru a celebra tainele credinței noastre, este o chemare și o angajare pentru a menține mereu deschisă inima noastră și viața noastră la prezența lui Dumnezeu. Biserica, între casele noastre, care de cele mai multe ori, în atâtea sate, este adevăratul centru al comunității, este o chemare constantă la credința în cuvântul care s-a făcut trup, în Iisus care a venit să locuiască între noi și, după promisiunea sa, rămâne cu noi în toate zilele până la sfârșitul lumii. El nu se mulțumește să fie cinstit cu buzele când suntem aici pentru a ne ruga. Dar de aici, hrăniți de El și plin de bucurie pentru Evanghelia sa, ne trimite la casele noastre, în mijlocul familiilor noastre, la locul de muncă, în lumea întreagă, pentru a duce vestea împărăției lui Dumnezeu care este în mijlocul nostru. Vom vorbi nu prin cuvinte, dar mai ales prin viața noastră, cerând în fiecare zi Duhului Sfânt harul de a trăi fericirile pe care le-am ascultat la Evanghelie. Dacă vom rămâne săraci în Duh, îl vom lăsa pe Domnul să ne facă bogați cu darurile sale de har, precum cântă Fecioara Maria în Magnificat. Dacă privirea noastră și inima noastră vor rămâne curate și limpezi, vom putea recunoaște marile fapte pe care Domnul continue să le realizeze prin credincioșii Săi. Dacă nu ne vom pleca în fața nedreptății, a corupției și a violenței, vom colabora ca să vină cerul noi și un pământ nou, în care va avea o locuință stabilă dreptate, cum spune Sfânta Scriptură. Într-o lume în care periodic se pare că uităm câte nenorociri aduc războaiele, goana după înarmări, și de pe pământ care a experimentat persecuția numele credinței în Hristos în secolele trecute, ca și în secolul trecut, se înalță, asemenea lui Solomon, rugăciunea noastră. Doamne, ascultă poporul Tău, privește spre mizeria noastră și spre nelegiuirile noastre. Vino în ajutorul nostru. Ascultă și iartă-ne. Vino și mântuiește-ne. În special, pentru a fi adevărați discipoli ai lui Hristos, al fericirilor, să iubim și să-i slujim pe cei săraci și să nu uităm de ei, așa cum ne cheamă în permanență Sfântul Părinte Papa Francisc, care mi-a cerut să vă transmit salutul său și binecuvântarea sa. Să ne gândim nu numai la sărăcia materială, dar și la singurătatea bătrânilor. Și amintesc cu recunoștință vizita pe care am făcut-o cu câteva ore mai înainte la casa pentru bătrâni și bolnavi din Săboană. Să fim sensibili la pierderea speranței din partea celor bolnavi și să-i ajutăm pe cei care și-au pierdut locul de muncă. Să fim atenți la rănile interioare ale femeilor sau ale copiilor care au suferit violența și exploatarea, la cele ale mamelor care nu au adus la lumina zilei copiii pe care îi aveau în sânul lor. Comunitatea catolică din întreaga Românie, de rit latin și greco-catolici, împreună cu frații biserici ortodoxe, se întreg în a se prețui reciproc și seamănă speranța și caritatea lui Hristos în inima societății. Maria Santissima, Regina della Pace e Madre della Chiesa, veglia su questi tuoi figli che ti invocano. Poni questa comunità sotto la tua protezione e aiutaci ogni giorno a cantare il Magnificat per le grandi opere che Dio continua a fare per l'umanità.
Amen. Maria preasfântă și Regina Păcii, Maica Bisericii, să vegheze asupra acestor fii ai tăi care te invocă. Te rugăm, așează această comunitate sub baza ta și ajută-ne în fiecare zi să cântăm Magnificatul pentru marile lucrări pe care Dumnezeu continuă să le facă pentru omenire. Amin. Mărturisim credința spunând, cred într-unul Dumnezeu. Tatăl puternic, creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire, s-a coborât din cerul, s-a îndrucat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, sub Ponțul Pilat, a părinit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cerul și are de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroși. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez eternarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Oremus, dilectissimi nobis, Deum Patrem Omnipotentem, cui fidelium corda spiritalia sibi efficit templa, nobis nostris autem vocibus, fraterna societur sanctorum supplicasi. Să îngenunchem pentru litania tuturor sfinților. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Roare pentru noi,
suspensas erigit ad regna celorum.
Ecclesia Felix, tabernaculum Dei cum hominibus, templum sanctum, quod lapidibus vivis extruitur, apostolorum fundamentis consistens, Christo Iesu, summo lapide angulari. Ecclesia sublimis, civitas jugo montis erecta, perspicua cuntis, et omnibus clara, ubi annii lucerna fulget perennis, et gratum resonat canticum beatorum. Supplices ergo te Domine ad precamur, dignare anche ecclesiam et hoc altare celesti santificazione perfundere, ut locus sanctus semper existat et mensa fiat in perpetuum Christi sacrificio parata. Hic unda divine gratiae hominum obruat delicta, ut fili tui, Pater, peccato mortui, vite renascantur superbe. Hic, fideles tui, altaris mensam circumstantes, memoriale pascatis celebre, et verbi Christi e iusque corporis reficiantur convivio. Hic, laudis oblatio iucunda resulte, angelorum concentibus vox hominum sociata, ac promundi salute, iugis ad te ascendant oratio. Hic, pauperes, misericordiam inveniant, oppressi, veram consequantur libertatem, cuntique homines filiorum tuorum induant dignitatem, donec ad illam, quae sursum est Jerusalem, exultantes perveniant. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Altare ad Domum quo nostro linimus ministerio, Dominus sua virtute sanctifice, ut Christi et Ecclesiae mysterium visibili exprimant signum. Oh,
dedicatur Domine oratio nostra, sic ut incensum in cospectu tuo, et sic ut ec domus suavi repletur odorem, ita ecclesia tua redoliat Christi fragrantia. Yeah.
Voi teme, Domnul este apărătorul vieții mele.
sacrificiu acceptabile, fiat, abundem, Patre omnipotent. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii sale Sfinte Biserici. Accepta, Sintivi Domine, munera de tantis ecclesiae, ut populus tuus in ac Domum sancta conveniens, proec misteria salutem perpetua consequat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, laudem a Domum. Gratias agamus, Domino, Deo nostro. Benedicit et iesse. Bene dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper, Pater Sante, semper et ubique, gratias agere, qui templum glorie tue universum mundum fecisti, un nomen tuum ubique clarificaretur, sed et loca divinis apta misteris non renuis tibi sacrari, anque ergo orationis Domum, umano estructam labore, maiestati tue exultantes dicamus. Hic veri templi adumbratum mysterium, et celestis Jerusalem prenotatur imago, corpus enim fili tui, ex alma virgine natum, templum efecisti tibi sacratum, in quo inhabitare plenitudo divinitatis. Ecclesiam autem sanctam constituisti civitatem, super fundamentum apostolorum edificatam, summo angulari lapide ipso Christo Iesu, sed electis construendam lapidibus, spiritu vivificatis, quac mentatis caritate, ubi tu per infinita saecula omnia omnibus eris, et Christi lumen fulgerit perenne. Perquem nos Domine, cum angelis et santis universis, tibi confitemur in exultatione dicentes. Simili modo, postquam trecenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens, deri discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes,
hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui promovis et promultis et fundetur in remissione peccatorum. Hoc facite in mea commemoratione. Sicuri, expectantes, beatam spem,
et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui vixisti apostolis tuis, pacem prelinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tua, pacificare et quadunare vinieris, qui vivis ad regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Thank you.
Oremus. Multiplica, Domine, quesumus, per et sancta quesumsimus, veritatem tuam in mentibus nostris. Ut te in templo santo tuo iugiger adoremus, et in cospetto tuo cum omnibus santis gloriemus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Thank you.
desidero anche annunciare, ci dovreste assieme a annunzi, a Sua Eccellenza, che per le mani dell'Eccellentissimo Nunzio Apostolico in Romania, Episcopo Petru, che prin mâinile Arhiepiscopului Nunzio Miguel Mandia va primi, riceverà una piccola mia offerta, o mie o offerta mică din partea mea, che lui vorrà, și pe care el o va folosi după bunăvoința sa. Casa de anțiani din Savoia. Cine știe, poate pentru casa de bolnavi de la Savoia sau pentru caritatea episcopului. Possiamo dire insieme di nuovo, gracias agamus Domino Deo nostro. Ringraziamo il Dio nostro per tutto ciò che Lui ha fatto oggi e sempre. E noi siamo grati, grazie a Lui, immensa e grazie a Lei che ha voluto essere con noi per questa grande festa. Grazie anche all'Annunzio nostro che ha voluto venire con gioia di nuovo nella nostra diocesi per accompagnare Sua Eminenza e per essere con noi. Lo facciamo insieme con il nostro ausiliare. Per questo momento noi abbiamo preparato per lei, ha sottoscritto un documento. Vogliamo che questo documento sia letto e poi facciamo anche altri per finire questa celebrazione. Prego. Decret pentru consacrarea altarului Bisericii Mari din filiala Lăsarea Sfintei Cruci Cucuieț, parohia Tărâța. În conformitate cu normele Sfintelor Canoane 1217 și 1237, după ce au fost terminate toate lucrările de construcție ale Bisericii Filiale Lăsarea Sfintei Cruci din localitatea Cucuieț, decanatul de Moinești, dieceza de Iași, la cererea parohului locului preot Mihail Daniel Pitiușcă și a Consiliului Parohial Local și ținând cont de dorința manifestată de credincioșii acestei comunități, cu participarea Excelenței sale Episcop Miguel Maurin Muendia, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova, a Excelenței sale Petru Gherghen, Episcop de Iași și Episcopul Auxiliar de Iași, Aurel Percă, în prezența unui mare număr de credincioși și de preoți, fiind respectate toate normele cu privire la consacrarea bisericilor și altarelor, în prezența unui mare număr de credincioși, în ziua de 28 septembrie 2017, am consacrat cu solemnitate altarul principal al Bisericii Filiale în Înălțarea Sfintei Cruci din Cucuieț. Prin acest act și prin această celebrare vrem să aducem slavă lui Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său în Duhul Sfânt. Să arătăm tuturor credincioșilor noștri viși și răposați un semn de recunoștință și respect, mai ales față de binefăcători. Părintului paroh al locului, Părintele Iosif Antoci, specialiștilor, precum și tuturor binefăcătorilor acestei biserici, pentru munca depusă și opera realizată, aduce mulțumirea plină de iubire și însoțită de binecuvântarea noastră. Cu prețuirea și binecuvântarea noastră arhierească, dată în anul Domnului 2017, ziua de 28 septembrie, semnează cardinal Leonard Sandri, prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale. Mulțumim Eminenței sale, îl rugăm să rămână cu noi o clipă, să-i arătăm și noi dragostea noastră și mai ales să o arătăm printr-o icoană frumoasă a Maicii Domnului și printr-o cruce specială care este caracteristică aici, în România, Bisericii Orientale și Bisericii noastre creștine. Este vorba de icoana Maicii Domnului, care știu că o iubești așa de mult, Excelența Nunțiu se permite de fare questa nostra riconoscenza a Sua Eminenza con
questa Madonna, questa che è Gesù con la Madonna. Grazie per lei. E questo anche Episcop al diecezei de Iași, Excelența voastră
Aurel Berca, episcop auxiliar al diecezei de Iași. Vă mulțumim că ați luat parte la sărbătoarea noastră și suntem recunoscători pentru sprijinul acordat. Vă avem mereu prezenți în rugăciunile noastre. Eu și credincioșii din Cuprieți nu vom uita că vom trăi un nume, Antoș Iosif, binefăcătorul nostru. Dacă nu era Sfinția sa, astăzi nu aveam această biserică. Părinte Iosif, știm că nu v-a fost ușor. Vă suntem recunoscători pentru că v-ați rugat, ați alergat și ați bătut la multe uși, cerând ajutorul ca să ne puteți ajuta. Mulțumim! Veți fi mereu binevenit în mijlocul nostru și vă așteptăm cu drag. Dumnezeu, Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif să vă răsplătească. Mulțumim pentru că au participat la bucuria noastră preoților oaspeți și salut în mod deosebit pe colegii mei. Și aș dori să amintesc pe trei preoți prezenți sau nu la această sărbătoare care ne-au sprijinit mai mult în lucrarea noastră. Părintele Vladimir Peterca, Părintele Cristian Gălățanu și un preot care a dorit să rămână anonim. Mulțumesc și părinților călugări capucini care au stat la spovadă. Mulțumim domnului primar Alexandrescu Eusebiu, consilierilor și angajaților de la primărie, autorităților de la județ, precum și tuturor locuitorilor satului Cuprieți, catolici și ortodoxi, care s-au implicat la zidirea acestei biserici. Mulțumesc părintelui Irinel Cernat pentru prezență și pentru colaborarea frumoasă ce o avem în păstorirea spirituală a satului Cuprieți. Un salut călduros tuturor. Un cuvânt de mulțumire adresez poliției locale, jandarmeriei române, precum și celor care s-au implicat în organizarea acestei sărbători. Mulțumesc credincioșilor din Cucuieți, care mi-au fost alături și care s-au dăruit frumos pentru construcția acestei biserici și pentru organizarea sărbătorii de astăzi. Doresc să-i felicit înaintea păstorilor diecezei, pentru că, deși sunt o filială, păstrează și trăiesc frumos credința lor, iubindu-și biserica și pe păstorul ei. Un cuvânt de mulțumire adresez celor care cu mintea, cu mâinile, dar mai ales cu inima au zidit această biserică, domnului inginer Robu Valentin și angajaților de la societatea Robu Construct din Roma. De asemenea, mulțumirea noastră se îndreaptă și spre cei care au contribuit la proiectarea bisericii, părintele Toma Incuță și domnul inginer Bălteanu Sergiu. Mulțumesc părintului Claudiu și celor din frumoasa care au condus cântările de la Sfânta Liturghie. Salut pe toți cei prezenți la sărbătoarea noastră, sigur că și pe cei de afară, catolici și ortodoxi, din Cuprieți și din altă parte. Pentru toți, la ieșirea din curtea bisericii, se oferă un pachet și un pahar cu vin, suc sau apă. Este pentru toți, nu trebuie să ne îngrămădim. Dacă am uitat sau nu am amintit pe cineva, să-mi fie cu iertare. E sigur, Dumnezeu nu rămâne dator față de nimeni. În această biserică, mereu, se vor înălța rugăciuni de mulțumire pentru binefăcătorii noștri. Eminența voastră, excelențele voastre, vă mulțumim din inimă pentru cinstea și bucuria pe care ne le-ați făcut venind la Cuprieți. Închei amintind că lucrările efectuate, sacrificiile făcute, precum și sărbătoarea atât de solemnă de astăzi, nu vor să fie altceva decât o laudă adusă lui Dumnezeu și un ajutor mare și frumos pentru mântuirea omului. Mulțumesc tuturor din inimă!
Un omnibus sanctis posidere.